Bun găsit, prieteni, sunt Florin Moroșanu, iar azi, în cadrul proiectului C, vom discuta despre creativitate ca atribut al ființei umane din perspectiva a psihologiei și a practicii profesionale cu Luminița Vlas, care este psiholog, psihoterapeut, cu formare în psihoterapie pozitivă, hipnoză și psihodramă. Luminița, mulțumesc pentru că ai răspuns invitației noastre. Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici. Pentru început, aș dori să-ți adresez două întrebări. Te rog, spunem ce este pentru tine creativitatea. Această întrebare are sens nu doar din perspectiva meseriei pe care o ai, Înțeleg că în pregătirea ta profesională ai trecut prin mai multe specializări, prin filozofie, prin business și ai ajuns în, în partea aceasta a studiului a, a psihologiei, a, dar până să ajungem la o definiție a psihologiei, a creativității din perspectiva psihologiei, ce e pentru tine creativitatea în câteva cuvinte? Dacă ar fi să mă gândesc la creativitate, n-aș putea să separ de ființa noastră, de mine în special. Și pentru mine, de fapt, creativitatea se leagă mai mult de modul în care trăiesc viața, în care trăiesc, creez și recreez Existența în fiecare moment al conștientizării Existenței, pe parcursul derulării acestei, adică devenirea. Cu conștiință, partea de conștientizare, de fapt, mă face de fiecare dată să crez și să mă recreez. Și dacă ar fi să spui un nume care să reprezinte maximul creativității, eminența în creativitate, un singur nume, care ar fi acela? E greu să aleg un singur nume. M-aș gândi dacă e să iau din perspectivă psihoterapeutică. Și filozofică m-aș gândi la Kierkegaard, care a fost primul uh, care a luat în calcul ideea de conștiință de sine, ideea de întoarcere spre sine de-a lungul istoriei filozofiei. Este primul care face asta și care uh, ne îndeamnă să luăm în calcul conflictele interioare și modul în care existăm noi pentru noi. După care aș putea să mă duc pe linie în continuare și să mă gândesc la Nietzsche sau Freud, pe care nu, uh, nu i aș putea, adică n-aș putea să aleg unul sau altul, sau dacă ar trebui să mă gândesc din punct de vedere al uh, uh, politic, aș putea să numesc cuceritorii lumii. Alexandru Macedon a dovedit multă creativitate, sau uh, Gingis Han sau uh, Napoleona, adică. Depinde de domeniu. Cum să nu-l amintesc pe Einstein? Sunt foarte mulți. În fiecare domeniu e altfel, și... dar aproape de sufletul meu rămân cei care au pus bazele psihologiei, psihoterapiei. Și pentru că discutăm despre psihologie, creativitatea, din cunoștințele mele puține în această zonă, creativitatea a fost analizată distinct față de inteligență relativ de curând, adică aproape mai puțin de un secol. Ce este creativitatea din, din această perspectivă a psihologiei? Cum definește psihologia creativitatea? E, uh, creativitatea e un concept abstract. Pe de altă parte, dacă ar fi uh, să întrebăm pe oricine... Uh, Orice persoană ar putea să spună că știe ce înseamnă creativitatea. Adică are o reprezentare socială foarte solidă. Doar că pentru fiecare înseamnă altceva creativitatea. Dacă ar fi să mă întorc la o definiție uh, simplă, ar fi o nouă perspectivă pe vechile idei, să zicem, adică să, modul de a combina într-un mod creativ vechile idei ca să am idei noi. Asta ar fi una dintre cele mai simple, să zic, definiții. Dar în special e vorba de a putea vedea lucrurile dincolo de vizibil. Adică modul în care ne raportăm la o situație, nu știu, în momentul în care spun cuvântul cărămidă, dacă ar fi să întrebăm pentru fiecare ce înseamnă cărămidă uh, și ar fi 100 de oameni, cei care au da, ar da răspunsurile cele mai neașteptate, de fapt, sunt cei mai creativi. Pentru că, în mod normal, lumea ar spune construcție, bază, eu știu, perete. Și această asociere surprinzătoare pe care cineva ar putea o să, fac, să o facă, cumva vine de unde? Adică, care sunt acele resorturi uh, mentale care dau omului posibilitatea să vadă altfel uh, obiectul cărămidă față de uh, restul? Hmm. Da, asta e o dragă narațiune asupra creativității, nu știu care ar fi varianta, sunt foarte multe idei, de exemplu Galton, vărul lui Darwin, care a fost o persoană excentrică, extrem de creativă și care a pus pe primul loc ereditatea în, ca, în legat de inteligență și creativitate. După care s-au dezvoltat diferite teorii, el a, a demonstrat cumva că dacă provii dintr-o familie creativă și inteligentă, uh, ai șanse foarte mari scuză mă să înțeleg că creativitatea este ceva ce moștenim, adică este un atribut care vine uh, în, în bagajul nostru genetic, din părinți, din strămoși. Poate să fie foarte mult și asta, dar contează. Adică. Ca de obicei, e o mixtură, nu putem să facem. De asta e greu să definim psihologia ca, ca știință, pentru că, de fapt, nu putem să delimităm complet. De fiecare dată contează, în mod evident, și ereditatea, după care contează contextul, educația, de exemplu, un copil care va fi expus artei. Dacă părinții, nu știu, sunt muzicieni sau pictori sau așa, și va crește într-o casă având arta, are bune șanse, există, e un bun predictor să devine foarte creativ. Nu e o certitudine, dar există această, această idee în care, și atunci, practic, ereditatea și contextul uh, social uh, contează foarte mult. Dacă va studia la un liceu de artă, iarăși, uh, există, e un bun predictor. Adică, bine, pe de altă parte se poate ca cineva, să zic, care are o creativitate mai scăzută, să fie stimulat uh, prin expunere uh, și totuși să nu dezvolte creativitatea foarte mult. Deci e o discuție extrem de largă și pe partea asta. Și care ar fi șansele ca eu, care poate nu sunt o persoană creativă, să învăț să devin o persoană creativă? Știu eu, de la o anumită vârstă mai este posibil sau creativitatea se dezvoltă în etape, când suntem mai mici, când suntem adulți, când suntem uh, poate persoane uh, cu experiență, care ar fi uh, momentul în care eu ar trebui să fiu stimulat, uh, știu eu, prin uh, diferite mecanisme astfel încât să-mi dezvolt creativitatea. Cu siguranță, copilăria, care e asociată de obicei cu spontaneitatea și creativitatea dezinhibată, și comportamentul nelimitat, și o libertate completă, e asociată cu creativitatea. Pe de altă parte, poți să-mi dai un exemplu de creativitate la copii, adică un, pur și simplu a înțelege cum un copil poate să se manifeste mai creativ față de colegii săi. Ar putea fi orice copil care desenează pereții. E o dovadă de creativitate, pentru că nu are limita, care trebuie să deseneze pe o foaie de hârtie, la, să se așeze, să deseneze, să nu greșească. Și în momentul în care copiii încep să deseneze pereții spre disperarea părinților, e un act de creativitate spontană. Foarte interesant. Nu am văzut niciodată din această perspectivă felul în care copiii își. Manifestă talentul artistic, dar cumva are sens? Adică, creativitatea uh, înseamnă o abandonare a unor limite? Sigur că da. Ca asta, apropo de întrebarea pe care mi-a spus-o și la care voi reveni, uh, noi suntem cei care ne autolimităm. Apropo de creativitate, de asta copiii pot să deseneze pe pereți pentru că nu au limite de altă parte, din păcate, creativitatea folosită de adulți, prin ora prin oraș, pe clădirile frumoase, e, o, e un soi de libertate anarhică, distructivă, în care ei cred că sunt creativi, dar nu fac decât să distrugă, și atunci. Actul de creație ar fi evident distrugerea bunului altuia. Pentru că de obicei nu desenează pe propriile case, că desenează pe casele celorlalți. Așa este. Și de ca să pot să, să revin cum pot să-mi dezvolt la întrebarea pe care mi-a spus-o, cum pot să-mi dezvolt creativitatea, aș spune, ar trebui să mergeți în terapie. Ce ar trebui să facă terapia pentru mine? Să mă facă să înțeleg ce. Pe de o parte, faptul că avem anumite limite poate să inhibe acest atribut. Bun, dar ce altceva ar putea să facă terapia, dincolo de a mă face să înțeleg că anumite limite, odată depășite, s-ar putea să-mi deschidă noi perspective? Păi, în primul rând, nu mă pot gândi decât la apropierea de sine, de modul cel mai autentic în care eu trăiesc, de adevărul meu existențial, că de fapt este creativitatea are mare legătură apropo de asta și cu adevărul, cu adevărul propriu. Și în momentul în care noi, în mod obișnuit, din educație, din uh, modul în care ne dezvoltăm pe parcursul vieții, începem să ne limităm, să ne autolimităm, să devenim cât mai dezirabil social, nu ne mai dezinhibăm foarte mult, suntem tot mai... reprimăm foarte mult. Și pentru că asta învățăm, de fapt, în interacțiunile sociale, că dacă ne dezinhibăm și suntem liberi, de multe ori nu suntem acceptați. Și atunci, pe măsură ce în această reprimare, această restrângere a libertății, manifestăm tot mai puțin, și până când, de foarte multe ori, în cazurile de mare depresie sau anxietate, care de fapt sunt simptome exact a acestei îndepărtări de sine, suntem atât de departe încât nu mai știm cine suntem, și atunci, dacă pot să dau la o parte anxietatea de a fi eu în lume, să zic, ca un strat, pot să mă manifest cât mai mult ca cine sunt, e, de fapt, modul de a-mi trăi existența în mod creativ și atunci chiar pot să produc, să zic, Produse creative, să am, uh, poate să scriu, poate să uh, desenez, să pictez, să construiesc uh, lucruri. Și atunci, practic, apropierea de sine, că de, despre ce este vorba, de fapt, de modul în care eu mă conștientizez pe mine în această lume și sunt atât cât mai aproape de ceea ce sunt eu și asta pot să dau și celorlalți. Și prin creativitate pot să fac lucrul acesta? Sau. Și Asta, este Asta este procesul prin care pot să ajung la mine. Sigur că, de exemplu, art-terapia sau uh, psihodrama, care e uh, foarte apropiată ca manifestare de punerea în scenă, de teatru, să zicem, inclusiv teatru, sau uh, sunt modalități de autocunoaștere, sunt moda modalități creative în care uh, pot să ajung la autocunoaștere, dar procesul este și invers. Cu cât mă apropii mai mult de mine, cu atât pot să fiu mai mult creativ. Următoarea întrebare e uh, o întrebare interesantă pentru mine și probabil și pentru cei care ne urmăresc. Între noi doi, tu femeie, eu bărbat, care este mai creativ conform graficelor sau studiilor sau statisticilor care au fost făcute pe femei și bărbați din perspectiva creativității? Da, riscant această întrebare, dar uh, nu s-a dovedit. Studiile uh, au arătat că nu există diferențe esențiale uh, între uh, creativitatea masculină și cea feminină. Sau... Dar avem la copii. Avem la copii care e un alt tip de creativitate. E creativitatea spontană despre care ziceam. Uh, nu s-a dovedit că există diferențe între bărbați și femei, dar există uh, domenii în care tu ca bărbat vei fi mai creativ decât mine ca și femeie, presupunând că suntem amândoi creativi. Și atunci, mai degrabă, într-un domeniu tehnic, bărbații excelează mai mult pe creativitate, iar femeile pe partea, să zic, mai mult artistică, pe partea mai mult emoțională, pe, uh, de asta și aleg uh, meserii în sensul ăsta. Sigur că sunt și excepții. Pe de altă parte, astea se leagă foarte mult, apropo de inteligență de discuția de mai devreme, la fel, la nivel de inteligență nu s-a dovedit că femeile sau bărbații sunt mai inteligenți decât ceilalți. Ca și medie, avem același nivel de inteligență. Singura diferență semnificativă este, femeile au, dacă ne imaginăm un grafic, da? femeile sunt mai aproape de mediană, adică nu există diferențe majore de inteligență între femei. La bărbați sunt mai dispersați, distribuția este mai largă și atunci, practic, există bărbați extrem de inteligenți, adică mai mulți bărbați extrem de inteligenți decât femei, să zicem, dar, în același timp, există bărbați extrem de puțin inteligenți. Adică, pentru fiecare geniu masculin, există un. Non-geniu, tot masculin. Și atunci, practic, media e aceeași, doar că nivelul de distribuție e diferit. Am înțeles că nu putem ști, știința nu ne-a dat indicii despre creativitate și apartenența la, la sexe, dar. Dar la copii există totuși această creativitate spontană. Și totuși, multă lume discută astăzi despre. sau discută suntem îndemnați să fim creativi. Fii creativ pentru că vei avea succes profesional sau vei trăi mai împăcat cu tine sau sunt definite anumite avantaje ale acestei creativități. Există o corelație între nivelul de creativitate al unui individ și. Nu știu, succesul profesional? E greu să separăm lucrurile. Succesul profesional să-l separăm de creativitate, dar iarăși discuția se deschide legat de ideea că, practic, succesul profesional pot să-l am, să zic. Depinde de meserie, că dacă am o meserie non-creativă în care lucrez într-o fabrică și fac aceeași piesă la nesfârșit, e clar că succes, pot să am succes profesional, pot să am o productivitate excelentă, doar că nu pot să fiu creativ. Și aici uh, mă gândesc, uh, îmi vine în cap, de exemplu, cum uh, uh, Harry Ford a distrus uh, creativitatea muncitorilor prin. Uh, uh, Creativitatea lui excesivă, sau nu excesivă, foarte mare, în care, de fapt, a gândit liniile de producție. Și, practic, acel a fost momentul, apropo de o persoană, din nou, o persoană foarte creativă, a fost momentul în care, în fabrici, lucrurile s-au derulat altfel. Și atunci, fie că un muncitor făcea același lucru, ani de zile, probabil, aceeași piesă la nesfârșit. Și atunci, practic, putem spune că creativitatea lui Ford a distrus creativitatea muncitorilor săi. Și atunci, pe de altă parte, pot să fiu o persoană foarte creativă, dar dacă rămân în, această, în actul creației continuu și sunt doar creativ și nu am ajutor sau nu mă, dez, nu mă pot eu dezvolta, nu știu, am nevoie de marketing, am nevoie de promovare, am nevoie de producție, adică nu e suficient să fiu creativ ca să am succes. S-ar putea ca persoanele foarte creative să nu aibă succes. Adică cei care pictează bine sau creează muzică sau ă, opere de artă și care să nu poată. Pentru că e atât de mult. Sunt atât de mulți oameni care creează încât ce face diferența. Și atunci e un travaliu complet de promovare de toate lucrurile astea. Dar cum este corect să spunem omul este creativ sau este creator? Amândouă două aserțiunile sunt corecte. Este și creativ și creator, că tocmai uh, mă bucur că ați spus așa problema uh, pentru că de fapt exact la asta mă gândeam când spun modul ca urmare a psihoterapiei, a modului de autocunoaștere care nu, nu e doar psihoterapie, dar modul în care eu ajung să mă cunosc pe mine de fapt e modul care, după care încep să-mi creez existența, nu să mă trăiască existența pe mine, ci eu de fapt îmi creez existența și atunci devin din creatură a divinității, dacă ne gândim la asta, devin creator. Pentru că de fapt port în mine acea scânteie divină care e de fapt legată exact de creativitate. De asta de multe ori mari creatori, apropo și dacă tot am ajuns la ideea de divinitate, de exemplu ca personalitate sau cea mai creatoare personalitate a pe, la care m-aș gândi ar fi Isus. A schimbat complet omenirea prin existența sa. Dar asta e uh, deja altă poveste. Și care ar fi atributele creativității? Ce, uh, ce trebuie să înțelegem dincolo de uh, ceea ce ai spus la început, uh, cu titlul general, a face ceva nou folosind idei sau resurse deja existente? Bun, asta este cumva procesul prin care se realizează creativitatea, însă ea trebuie să aibă niște caracteristici, pentru că dacă nu le-ar avea, ar fi probabil o invenție. Și există o diferențiere între creativitate și invenție sau o inovație. Care ar fi acele două, trei, patru, cinci atribute ale creativității care o diferențiază de, nu știu, o altă expresie? aparent similară. Trebuie să fie ceva original? În mod evident, da. Trebuie să producă impact, pentru că din exemplele pe care le-ai dat înțeleg că trebuie să schimbe cumva lumea sau comunitatea sau societatea. Trebuie să fie util, mă duc la exemplul Henry Ford, și ar mai fi și alte atribute? m-aș gândi, aș mai adăuga la tot ce ai spus până acum, aș adăuga valoros. Adică ar trebui să fie ceva valoros. Că nu orice act de creație este și valoros. Încă o întrebare grea sau nu, este genialitate o formă a creativității? E forma cea mai înaltă a creativității. Talentul e o formă înaltă de... Uh, legat de aptitudinile umane, să spunem, iar genialitatea e cea mai, cea mai înaltă formă de creativitate. De asta, de obicei, dacă e să avem o viziune romantică asupra nebuniei, de obicei, genialii sunt cei care, practic, vin cu idei complet noi, complet, care revoluționează, poate știința, poate arta, adică și cea mai înaltă formă de genialitate sau creativitate este totuși schizofrenia. Deci, e o foarte fină uh, demarcație între genialitate și nebunie? Da, eu nu știu dacă există neapărat, pentru că de obicei, dacă din experiență uh, știu, uh, de obicei, când oamenii devin din ce în ce mai autentici, ceilalți, în urma terapiei, că despre asta, despre asta știu exact, ceilalți spun, ai nebunit. Adică, cu cât te apropii, cu cât devii mai autentic, cu atât ești perceput de ceilalți ca nebun. Și atunci, genialitatea fiind extrema creativității și libertății, și ca manifestare, și ca creativitate, e în mod evident, e greu pentru ceilalți să poată percepe ca normalitate genialitatea. Ceea ce este și normal. Care este legătura între uh, creativitate, învățare și expertiză? Și încerc să mă traduc uh, această corelație uh, și apoi să vedem dacă este corectă sau nu. Dacă eu învăț, mă specializez într-un domeniu și nu sunt neapărat o persoană creativă, în timp, aș putea să devin un expert în acel domeniu, atingând cumva grade diferite de creativitate? Dacă ar fi să ne gândim uh, la învățare, o legăm de inteligență, pentru că învățarea presupune un anume nivel de inteligență. Nivelul de expertiză, deja, după cum probabil știi, pentru uh, a fi considerat expert, ai nevoie de 10.000 de ore de practică acelui domeniu. E important de știut și mă bucur că pot să spun asta pentru că de foarte multe ori oamenii, când încep uh, o nouă meserie sau uh, într-un nou domeniu, voi reveni imediat la, la ce am discutat, au așteptarea de la sine să exceleze. Adică sunt în primul an de rezidențiat și vreau să fiu cel mai bun, adică dacă se poate mai bun decât uh, uh, medicul cu care lucrez. Și atunci. E important să știm că pentru un nivel de expertiză avem nevoie de atât de multe ore. Adică, apropo de așteptarea noastră, că altfel rămânem într-o tristețe și o nemulțumire și nu putem să ne luăm viața și curiozitatea asupra noastră ca proces de devenire. Vrem astăzi să fim experți. Ca să facem ce? După. Adică, nerăbdarea de a ne dezvolta. Dar ca să revin. Uh, partea de învățare, expertiză nu e, nu se leagă în mod obligator de creativitate pot să învăț ceva foarte bine sigur că da, după ce și aici aș lega de inteligența fluidă sau inteligența uh, cristalizată adică inteligența fluidă e cea în care acumulez cunoștințe mă dezvolt am, pot să produc idei noi pe măsură ce avansez ca vârstă și ca expertiză am o mai mare inteligență uh, cristalizată, care teoretic ar trebui să fie un predictor pentru creativitate. Dar de cele mai multe ori nu este, pentru că, în momentul în care mă bazez pe ceva ce știu deja, nu mai am nevoie să-mi folosesc uh, abilitățile, știu deja. Și atunci. Practic, mai degrabă devin, cu cât sunt mai inteligent și cunosc mai multe sau sunt mai dezvoltat pe partea asta, mai degrabă devin mai rigid, care împotriva creativității. Și atunci e neclar aici, adică depinde de la persoană de la persoană, depinde la care camiză creativitatea, pentru că foarte mulți oameni vor să facă același lucru toată viața, pentru că asta le dă foarte multă liniște. Nu au nevoie să fie surprinși. Unii nu suportă surprizele, de exemplu nu? Surprizele simple, la o petrecere surpriză sau ceva de genul ăsta, sunt oameni care nu pot să tolereze asta pentru că vor să se bazeze, să știe dinainte tot ce urmează să se întâmple. Și atunci nici nu au nevoie, nu neapărat își doresc creativitatea sau să fie creativi.